La piesa trecută pe care a cântat-o concurenta dinainte, mi-am adus aminte de Nuremberg, de Mașa Marinela, de Nuremberg 1930 și în fine. Să trecem la următorul concurent. Ne-am împrietenit cu ea de la prima vedere. Nu o să uitați și n-ați uitat-o sigur. Doamnelor și domnilor, Meda Crișan! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci în pijamale? Nu sunt pijamale. Dar ce este acest... Costum de echidă. Costum de echitație, foarte frumos. Este compus din câte piese? Din trei. Din trei, adică Chiminou, Izmănuță și Brătea. Da. Da. Spre cameră să te uiți, să te vadă o țară întreagă și Borhanciu. Apropo, ține-te rog de aici. Ca viitoare primăriță a Clujului, tu știi ce fac cetățenii din Borhanci? Cum se descurcă? Cum o mai duc? Cum le să ce cărare? O duc bine? Borhancenii o duc bine. Te-aș întreba de un cetățean anume din Borhanci, domnul Tudor Ovidiu Uscat. L-ai mai văzut prin Borhanci? Că eu la Tonic nu l-am mai văzut, nici auzit. O fi până ședință, o fi până... Cine știe? Ci că vă bagă canalizare. Yeah! Yeah! Ce vrei să faci? Ești îmbrăcată cumva? S-au adus aici... Ce s-a stea? Saltele. Smui? Pune mâna și vezi. Da. Bine, vrei, iară vrei să mă dărâmi? Da. Și chiar o să am nevoie de tine ca obstacol. Meda, dragă, îmi pare normal. Și mama are nevoie de mine la bătut covoare. Tata are nevoie la bătut. Și tu ai nevoie... O să treci pe mine un efect 3D. Ce o să faci? Efect 3D. Foarte bine spus. Ce să spun? M-am gândit că un primar ar trebui să lupte pentru oraș. Un primar ar trebui să lupte pentru oraș. Tu ne vei arăta un procedeu de luptă tipic unui primar atipic. Spune-mi ce trebuie să fac eu. Am să vă arăt niște tehnici. Uh-huh. Iar în primul rând, nu știu dacă vrei să-ți dai sau nu jos ochelarii. Nu știu, dacă ți se pare... Nu știu, eu nu știu ce să sugerez. Mulțumesc! Ești aici? Așa. Da. Mulțumesc. Bun. Zi-mi ce să fac, ce să mai dau jos, ce să mai... Știu, 10 kg. Bun, ok. Os! Îi onegai și mas. Onegai și mas! Ține microfonul și... Eu va trebui să stau cum? Așa, bun, aici. Da. No, acum ai momentul. Marius. Așa? Știți că l-am avut pe inventatorul Justin Capră. Mai arată-mi odată. Bărbații ăștia. Așa. It's ok. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de... E ceva... E o glumă knock-knock? Nicu-i proba ta sau proba ei, că nu mai înțeleg. De multe ori e bine să ai kilos la tine. Bine să aibă omul proba lui. Nu. Sunt prea bătrân să mai arăți.
Bagă! Nicu, până acum te ocoleau femeile, acum te și sar, măi! Mersi. Ce să mai fac? Acum, aș putea să-ți fac o tehnică? Mhm. Adelina, dă-te de acolo, că zboară Nicu imediat. Și lovește microfonul și pe inventar. Așa, nu trebuie să cazi altfel. Cum? Dar nu, nu în direcția aia. O să mai faci. Dar nu o să cazi, ok. O să pățești. Ne explici mai dar ce faci? Am să fac o tehnică de Aikido pe care chiar astăzi am învățat-o. Și... să sperăm că Nicu nu pățește nimic. Și noi sperăm. Nu ne-l înoda. Poți să rămân aici? Fă-l cu fundă să-l putem desface. Asta crezi tu? După ce mi-ai dat lovituri în dos, ai sărit peste mine, m-ai dat și să... Acum dă-i un pupic să treacă. Nu, da. Știu că îmi vrei binele și mama mi-l vrea de 31 de ani. Păi nu m-a! Te-o că m-am lăsat cu mine, de bancuri cu Miss și cu... Aci, acum, da, da. Am un șold din plumb. Și dinte de aur, nu? Da. Mai mergi la... Acum, noi ăștia mai în vârstă ascultăm o muzică specială, zice rock. Am auzit că ai fost la Bon Jovi. Nu. Am auzit prost, am o vârstă. La AC/DC. La? AC/DC. Foarte frumos. Și la ce concerte rock mai urmează să mergi? La Iris. Am fost și la Iron Maiden. Aici, da. La Polus, la Polus. Cine știa anul ăsta cine o mai cânta? Da, și ce o mai juca? Lady Gaga! Și cu ce s-o îmbrăca? Ține, te rog, soția Adelina, eu vreau să cer un promo să-mi schimb Pampers-ul. Mersi, Marius, de Pampers. Fii atent ce-ți arată tot ea acum, fii atent. Comunicare, tabletă, nu disperăm, să te mai... Masculinitate, da? Stai neștit. Suficionată, pânze din lată. Un lucru e sigur, n-aș fi vrut să fiu în locul lui Nicu la proba asta dinainte. Un lucru știm sigur despre el. Vrea să devină cel mai tonic bancher. Aplauze pentru Tudor Jalbă! Nu mă bați, așa-i? Nu! Salut! Eu doar cânt. Un bancher care cântă. Și noi fluierăm apagubă. Te rog să ocup loc, Tudor, dragă. Mi-a fost dor de tine. Domnule, tu ai prietenă? Nu. Lasă că reparăm pantalonul. Lasă-i încum. N-ai prieten, fericitule. Pe mine m-a bătut Meda de tot m-a nenorocit. Ai văzut în studio în spate cum m-a bătut? Da? Tu nu dai în mine. Nu.
Zice că să stai mai la distanță de mine, că după aia nu mai mergem să o batem pe mie, da, amândoi și nu vreau să spun. A, așa. Că zice că nu pot da băiatul ăsta cu barbă cadrele. Și ce mai faci tu de când nu ne-am mai întâlnit? Bine. Bine? Tobancher vrei să te faci, Tudorel? Eu o să cânt astăzi. Păi astăzi, când data trecută ai vrut să ne umpli conturile de bani? Ce faci? Ești mai rău ca femeiu. Mi-am primat și când m-am văzut aici, am spus o poezie și acum o să cânt. Deci data trecută ai spus o poezie și ca orice bărbat comod, nu schimbi poezia, ci o cânti, a? Nu, acum altceva o să cânt. Acum altceva, în română? Da. Tu știi limbi străine? Da. Încă două. Deci știi română și mai ce? Engleză. Ok, and? Mai știu germană. Cum zici în engleză, bine ați venit la Tonic Show? Asta nu știu, că puțin știu. Ce știi în engleză și adaptăm? Știu să zic la masă, la... La masă cum îi zici? La oaie. La... La oaie. La oaie, sip și la... Sheep. Masă. La sip. Sip, da, oaie e sip. Nu, nu, s. Cu s. Nu cu S, cu Z. Zip. Nu. Ceva de la Z. Zip. Zidar. Nu. Zipcă. Nu. Zivon. Nu, de la zalbă. Mhm. Și masă? Cum îi zice la masă? Table. Table. Here at Tonic Show, we have a table of women. O masă mare de oameni. It's alright what I'm right say now. Știu ce înseamnă. Îmi par mai serios ca data trecută. Ce te-a făcut să fii așa serios? A început campania și vrei? Intrat în turul 2. Nu. Și mă știu, stai să-mi mă gândesc. În germană, zi ceva, să audă și domnul Marius. În germană, îi place germana de face duș. Cel mai mult îmi place engleza. Da. Da. Acum, Tudor, recunoști... Bine, pasăre, asta înseamnă te rog apă, știi? Bine, pasăre. Acum știu că noi ne înțelegem mai bine în română. Ești de acord cu mine? Da. Și pentru asta eu te rog să ne cânti acest frumos cântec pregătit pentru runda semifinală de azi. Cântă-l aici publicului în română. Nu-ți trebuie microfon, ca în piept. Bine. Cântă, folosește-ți mâinile la dans, impresionează. Eu mai stau aici că am bătut. Alegeți o cameră. Aia. Acolo. Vreau o țară ca afară, să nu ne tragă nimeni pe sfoară. Vreau o capitală goală, poate să se mai spală. Vreau să fiu eu președinte, să arunc cu cuvinte. Să buzunarele să nu doară, vreau o țară ca afară. După aia vreau o țară să nu vreau o țară ca afară, să nu ne țină nimeni pe bară. Nu mai știu. De ce vrei o țară ca afară? Păi da, asta-i cântecul. Alt cântec mai știi? De exemplu, vreau o țară ca înăuntru. Asta nu există. Auzi, pe tine, te lasă mami afară. Da. Și ce faci când ieși afară? Mă zuc în parc. Un primar sportiv. Acum, eu zic că ai făcut o impresie destul de bună, ca să nu zic foarte bună. Ha? E ok? Da. Ai cântat, ne-ai spus în germană, în engleză, în... Vrei să conduci Clujul, nu?
cât de cât. După aia o să ajungi bancher și toți banii de la primărie vor fi în conturile tale, dar asta nu ne mai interesează. Numai să ai grijă, știi, să semnezi. Eu zic să faci cu mâna votanților de mâine înainte pe tonicshop.ro la poza și la filmulețul tău și să zici, o să conduc Clujul ca un bancher. Poți să zici asta în română? Cred. Voi conduce Clujul ca un bancher. Bine, o să zic. Zi. Dar cu fața la cameră, așa. Conduce Clujul ca un bancher. Bravo! Da, trebuie să-i spun lui Tudor că nu o să audă niciodată un neamț spunând bite Wasser, eventual bite bir. Da, ea ne-a pus... da, mulțumesc! Foarte tare asta! Ea ne-a pus la curent cu toate tendințele din modă. Astăzi ne și dansează Andreea Suciu! Salut! Ce face fata? Bine! Iar suntem asortată? Iar suntem... Ce ți-ai făcut la păr? Mi l-am creponat. Ți l-ai creponat? Da. Cu ce? Placa. Ai placă? Nu, la coafor. Că avea oră la coafor și am zis, hei, hei! S-o lăsăm pe mâine. Ai coaforul tău sau mergi la un coafor? Merg la un coafor, nu am coaforul meu. Dai vrea. Cât de cât. Cine n-ar vrea? Mai puțin Mariu Saciu. Ce să... Tu ai fost vreodată la coafor? Da, să-mi scot nevasta după două zile de stat acolo. Zim, dragă, azi cum suntem îmbrăcate? Îmbrăcată. Elegant. Eleganța va fi un cuvânt de ordine în primăria Clujului când va fi domnișoara primăriță, da? Da. O să fie... Deci, de obicei este... Auzi? Da. Suntem la servici sau? Deci... Lucrau pe jingle-uri. Draga mea. Da. Am uitat ce am vrut să te întreb. Am o vârstă. Ce mai face Sebi, colegul tău, iubitul tău, viața ta, umbra ta, spatele tău? Nu iubitul meu. Dar? E prietenul meu. Deci îl folosești? Da. El o să te ajute când o să conduci de la cârma Clujului primăria? Ce-o să... Nu știu, să-l întreb pe el. Da, ce o să... Bă, vrei să-mi fii șofer? Nu. Vrei să-mi fii stilist? Nu. Foarte frumoasă pălăriuța asta. Ce... Cât costă? Nu știu. Cât? 90 de euro. Ce o să ne faci? O să ne dansezi? O să ne pictezi? O să ne... O să dansez. Ce o să dansezi? Cumbia semana. A? Cumbia semana. Dans latino. Noi suntem de geantă latină. Mă rog să-mi recuperez cucherii mei. Da. Meda! Ioi! Marius, îmi cer scuze pentru cele 40 de ediții. Îmi fac mea pulpa. Ești mai tânăr decât mine. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. În oasele tale. O rog pe domnișoara să execute un dans latino. Lasă microfonul mie. Pot să-l pierd. Mufica. De pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa y de
derechito nos vamos al ambiente, a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa. ¡Sabroso! Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas. Y donde hay ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena. Sincer, sincer, draga mea, eu am mari carențe la cunare cu dansul. Serios? Nu se vede, mă mișc ca un topor pe orizontală. Aș vrea să te iau coregrafă, să-mi permit să am banii ăștia să te iau pe tine coregrafă și stilist. Ce ai schimbat la ținuta mea dacă ai avea putere de a... Îți plac papucii? Da. Iegării? Da. Chimeșa? Nu. Ce culoare mi-ar merge? Alb. Alb? Bă. Coregrafa și stilista șefa Clujului, te rog să spui un ultim cuvânt electoratului, un ultim cuvânt alegătorilor. Ceva de genul... Votați-mă! Votați-o pentru că merită. Ați văzut ce frumos a dansat. Cel puțin cu dansul ei și cu ținuta ei a adus un pic de căldură aici pe la noi prin platou. După vremea asta de afară chiar că aveam nevoie. Da, are simțul umorului bine dezvoltat și ne înveselește cu câteva bancuri, normal, nu? Tudor Angel! Votează PFZ. Pe PFZ. Adică Partidul Fețelor Zâmbitoare. Partidul Emoticon. Tu ai vreodată fața tristă? Nu mi s-a întâmplat de ceva vreme. Nici mie. Însă să știi că... Femeile. Tu râzi. Hai, ia loc aici și vorbește și... Sfătuiește-mă ceva să se fac să nu mai dau în bară cu femeile. S-o dau și eu în poartă. Păi, eu de astea nu știu, dar pot să te fac să zâmbești. De asta sunt sigur. Te rog. Am nevoie. Zici niște bancuri, ceva? Da, să vă zic. Cum preferi, stând jos sau în picioare? Am de gând să stau jos. Bun. Stai jos și te uiți la ce cameră, să fii mai convingător. La numărul 2. Se duce doamna în stație și vede că a plecat autobuzul. Strigă după autobuz. Așteptați, vă rog frumos, așteptați, pentru că întârziu la serviciu. Oamenii acolo se uită un pic și văd că și li se face milă. Și îi zice la conducător că oprește acum. El oprește, intră femeia, stă un pic. Biletele la control, vă rog. Am eu! Am eu! Vedeți, domnule, perfidia asta feminină, domnule. Domnule, până și într-un controlor s-a răsat. Bun. Lucă, să știi că majoritatea femeilor sunt bune. Ești de acord cu mine? Sunt de acord, dar... Dar eu nu le-am întâlnit. Bun. Banc următor. Am să vă zic un banc mai actual. Acum cu DNA-ul... Cu? Umplă DNA, umplă... Cu ăștia nici bancuri să nu zici. Cu ce? Fuge melcul prin pădure, așa cum fuge un melc, și dă de urs. Și îl întreabă ursul. Mă, melcule, ce faci aici? Păi fucă-i DNA în pădure și eu cu casă,
femeia mea cu casă, copiii cu casă. Și se duce mai departe. Și ursul stă un pic și se gândește și își dă seama că și el ar trebui să fugă. De ce? Are blană scumpă, soția blană scumpă, copiii blană scumpă. Bune! Dar nu-i gata. Știu, știu. Dar trebuie aplauda și pe parcurs. Acum vine 1, 2, cifra 3 de aur. Bagă. Se duce și se întâlnește cu Barza. Și îi zice, îl întreabă Barza: mă, de ce fugi? Păi îi dă neau în pădure, eu cu blană scumpă, femeia cu blană scumpă, copiii cu blană scumpă. Și zice, și eu ar trebui să fug. Eu pe picior mare, soțul meu pe picior mare, copiii mei pe picior mare. Corect. Și numărul 4. Și numărul 4. Și ultimul. Se duce struțul și se întâlnește cu maimuța. Și zice, maimuță, ar trebui să fugi și tu, că și tu trăiești destul de bine. Păi de ce ar trebui să fug? Că-i de neau în pădure. Păi de ce? Că eu sunt cu rugol. Soțul, gol, copii. Am zis și eu peste câteva părți. Da. Foarte tare, bani. Și dacă mi-am dat voie să mai spun încă unul? Nu numai că îți dau voie, dar văd că ai început cu unul așa, după aia ai vorbit despre dosul gol, sper că nu. Nu. Don't push the terms. Nu. Ok. Al treilea banc. Este vorba despre un concurs cu blonde, de matematică. Și rămân toate blondele sunt afară, mai rămâne una. Și întreabă, cât face 2 plus 2? Ea răspunde, 2. Greșit. Tot clubul îi strige, mai dați-vă rog o șansă, mai dați-vă rog o șansă. Și zice, bine, îi mai dau o șansă. Și îi mai dă o șansă. Și, no, cât face 2 plus 2? 3. Greșit. Iarăși publicul, mai dați o șansă, mai dați o șansă. Bine, asta e ultima șansă. Cât face 2 plus 2? 4. Publicul. Mai dați-vă rog o șansă, mai dați-vă rog o șansă. Domnule, ăsta o să fie masterand și doctorand în bancuri. Te rog frumos să mai dai și tu o șansă clujenilor dacă ajungi primar. Eu o să le mai dau, dar să-mi ceară. Mersi, fain, Tudor. Și când mai știu un banc nou, să mi-l trimis pe mail, bine? Bine. Succes, baftă. 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 Nicu. Eu sunt fericit că cineva a reușit să te facă să râzi astăzi. Da. Așa de bine s-a simțit la Tonic Show că nu a mai vrut să plece. Tocmai de aceea l-am chemat din nou în platou pe Șerban Pop! De data trecută n-am apucat să fac ceva. Și acel lucru este să-l salut și pe Tomoșar. Vezi, măi, Rotiș, mă, că până la urmă cineva are milă de tine. Mai ții minte în ce roluri ne-ai distribuit, așa-i? Da. Marius, și tu ai stat în genunchi la Adelina. Nu. O stat, dar nu a fost prea bun. Mai trebuie antrenament. Ce faci? Na, am venit să vă arăt ce pot. Ce pot? Ce ai mai făcut în ultimul timp? Că-s foarte mult, eu mă gândesc. M-am pregătit pentru lucrul ăsta. M-am gândit, oare ce mai face Nicu? Și m-am gândit, oare mai poți să-i port ochelarii? Încearcă. Auzi, mă! E a doua oră când ți-i dau. Tu cu ce o să mă ajut când o să fiu și eu la bătrânețe? Că mâine, poi mâine îmbătrânesc și eu. Cu ce o să mă ajut? Cu ce o să mă sprijin? O pensie cu 2 lei mai mare. O pensie? Deja e ceva. Bravo! Că toți ne taie din pensii, toți ne taie din... Tu cum stai cu alocația? Cum să zic? Is privated. Nu prea știu engleză, deci
E privat. E privat. Ce o să faci azi, la proba asta? De ce ești verde pe genunchi? Poveste lungă. De la... A, da, da, de la nimeni. Ce o să faci azi pentru proba asta de departare? Un singur lucru vreau să zic, poți să iau? Da, da. Okay. Pentru că, fără ei, cum aș putea să zic... Muzica! Muzica! Îmi dai mie locul ăsta? A? Îmi dai? Să prezentez eu. Să prezint eu, da. Da. Hei, și eu vreau tobe din alea. Atunci, ca să exersezi până o să-mi iei locul, nu mai durează un an, doi. E și vi-l prezentăm acum pe vechiul om care a deținut acest loc, pentru că acum îl dețin eu. I'm sexy. Îl prezentăm acum pe Nicu Bendea! Te rog să-mi aduci o liță. Dragă, hai să dăm publicitate Micu, până stai, una altă. Nu mai stau, stai tu. Publicitate! Ia și pe mine dacă pleci. Vreau să vin cu tine dacă pleci. N-ai să poți trăi cu tot ce-am fost și nu mai vrei să știi.